faceți? Părul meu nu stă bine. Hello, gorgeous! Vreau să vă arăt ce iau cu mine în vacanță în materie de skincare, make-up și body care. Da, și body care. Stați că avem ceva prin față. Hello, vreau să încep un vlog de călătorie, dar mai întâi vreau să vă arăt ce produse de skincare, make-up și body care iau cu mine în vacanță. Hai să începem, cam aici, cam multe pun, dar nu le iau pe toate, nu? Bagul ăsta de pus produse în el. Am ăsta. În ăsta deja am pus câteva bijuterii. Mi-am cumpărat o perie din asta, din bambus. Natural Beauty, sper să fie bună. Și inelele alea de la Shein. Și să vedem ce mai punem aici. Și am astea două de la Elemis. Nu știu, cred că în asta o să pun skincare. Nu știu cum să le împart. Adică știu, dar nu vreau să iau prea multe chestii cu mine. Asta e prea mică. Dar în asta încape skincare-ul. Și nu una make-up, dar asta e prea mare. Pot să pun skincare cu body și make-up în asta. Da, cred că așa am să fac. O să pun aici make-up. Da. Hai să începem cu body, nu? After Sun-ul ăsta de la Peace Beauty. Mă zic că e bun, are și acid hialuronic. Îl punem la produsele de corp în asta. SPF-ul ăsta de 30, l-ați văzut deja. Apoi soțului meu îi place SPF-ul ăsta și lui Alex. Pentru corp, spray-ul ăsta când mi-e prea cald de la Primark, l-ați văzut deja. Haideți să-l... Miroase fain. Isbune tot ăsta de 15, ăsta e al meu. Mă gândesc să nu fie prea multe. Și SPF-ul ăsta. Dar nu mai e pe ăsta, că l-am pe celălalt. Așa. Un deodorant. Al meu. Al soțului. Că le punem împreună. Un spray de corp. Pentru mine, un deodorant pentru bărbați și o loțiune de corp de la Rituals. Aoleu, deja s-au adunat aici. Și uleiul ăsta de corp, tot de la Rituals, îl știți deja. Și un parfum soțului. Mai avem și o mostră pe aici. Asta era o mostră de parfum și parfumul meu de la Tom Ford. Așa, mai departe am parfumul lui Alex. Batist, șampon uscat. Îmi pun condiționerul ăsta. Trebuie șampon să-mi pun. Și pasta asta de vinc de la Marvis. Nu mai încape nimic pe aici. O să mai pun în ăsta. O să mai pun niște pads-uri. Niște pețișoare de urechi. Astea. De spălat pe dinți. Un spăl de nasa pentru față. A,
Așa. Asta de spălat pe față. Lua Alex o să-i pun astea. La skincare, că acolo nici măcar nu am pus skincare. O să iau serul ăsta de zi. O să iau crema asta anti-aging. Procolagen, cremă de zi. Cleanserul ăsta, tonerul ăsta. O să-mi iau și... Da, ăsta oare mi-ajunge? Da, cred că mi-ajunge. Hai să-mi iau și ăsta. Crema asta de noapte, de la Elemis, de zi și de noapte. Și aici avem o cremă de noapte. Și aici am niște mostre de săpun, le iau și pe ele. Și mai departe, SPF-ul de față, amândouă să le iau. Așa. Sau asta o să le iau cu mine în bagajul celălalt. Ce să mai iau cu mine? O să-mi iau vitamina asta C. Și o să-mi iau și ăsta, colagenul. Și cam atât de noapte am vitamina C. Hai să punem aici niște produse de make-up. Fondul de ten. Am tot căutat în ultimele două luni crema aia de la Charlotte Tilbury și nu o găsesc. Peste tot e sold out și la magazine și online. A, un burețel. Crema aia unisex, care e la consistență albă. Dacă nu o pui pe ten, uniformizează, e ca un BB cream. Hai să vedem ce îmbunătățim noi. Pe ăsta mare. Așa. Dar nu cred că mi-am cap aici și vă spun că asta de la Chanel, contouring cream. Nu știu ce să zic despre asta. Că nu cred că să-mi încapă. O să-mi iau paleta asta de la Ted Baker. Asta e highlighter. Și highlighterul ăsta de la Ted Baker, să nu-mi ocupe spațiu, zic. Așa mult. Așa, nu mai eu pe asta alaltă de la Too Faced. Oglinda asta am nevoie. Spray de fixare nici măcar nu am folosit până acum. O să-mi iau crema asta, Doamne ferește, dacă nu se vreun herpes. Asta de fixare a sprâncenelor, o să-mi fac lifting la sprâncene, dar nu știu. Asta o să mă mai gândesc. Acolo, l-a gândit. Pudra de la Laura Mercier, asta de la Dior de Contouring, paleta de la Dior de Contouring. Hai că poate că... periuța asta de fixare a sprâncenelor, creionul meu de sprâncene. Stați. Concealerul meu. Am să-mi iau și concealerul ăsta închis la culoare, dar acum îl bronzez. Ăsta de gene nu-mi trebuie, că o să-mi pun gene. Și ce altceva? Nimic de aici, că restul e... Nu o să mă machiez ceva foarte complicat. Rujuri, cel mai important. De la Cupio.
Ăsta favoritul meu de la Anastasia. Dar hai să iau și un roz. Ăsta e roșu. Creionul meu de la MAC, preferatul meu. Să iau ăsta de la Charlotte Tilbury. Hai să iau. Dar ceva roz, 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 roz. Asta din MAC. Asta s-am găsit două de la... De la... Ăsta roz de la Maybelline. Și atât. Și pensule. Hai să vedem dacă încape aici. Asta e chestia. Hai, 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 hai că aproape încape. Să vedem. Dacă chiar mai am nevoie ceva de machiaj. Nu, primer folosesc crema CPF. Nu cred că mai am nevoie de nimic. Și-a zis că zăpângeam foarte mic, știi foarte bine. Da, înghesuială acolo mare. Și-au stat o zi oamenii în aeroport? Mai mult, nu știu, în aeroport, care au plecat la hoteluri. Nu le plătești hotelurile. Da, dar e deranjul, nu e că îți plătești hotelul. Nu asta e problema. Dar noi n-am mai fost cu tui de foarte mulți. De 2-3 ani. I really wanna go on tui. De ce? Da, așa din timpul pandemiei s-o cam stricat ăștia. My first favorite plane is British Airways. Da. Though I haven't gone in it. It looks nice and they made cool stuff. Remember when we went to the beach? When we get to the... Da, da, British Airways E360, nu? Yeah, yeah. They make cool stuff too. That's my first favorite. Ok. But my second favorite is toy, then my third favorite is easy. Niața! De ce ești happy, Alex? I'm going to Greece with my cousin! Da, noi ne-am pornit, este ora 6:59, ne-am trezit de la 6, dar nu prea am dormit de la 3. Da. Is it an island? Yeah, it's an island. What type of island? What is it called? Unde, dar tu nu știi unde mergem? Yeah, I know. Where? Wait, to Rodos? No. Then which island? Mergem în Lefkada. Is it a nice island? Yeah, it's very nice island. Better than Rodos? It's not better, not. Is it hot? Yeah. How hot? 28 degrees. Uh-huh. Okay, that's better than Rodos because it was like 45 degrees, yeah. Better. Da. That's the right temperature right over there, yeah. Și ne-am pornit la aeroport la Gatwick. Sper să nu prindem trafic prin centru. Alex e foarte entuziasmat că lui tocmai am spus acum. I woke up at 7 and I'm not supposed to. I'm supposed to wake up at 8. Ok. That's why I was so tired. But okay. Now I'm not. Good. Și azi noaptea a plouat și acum plouă. Parcă picură așa. Dar se zăresc că după nori se zărește senin, vezi? Dar nu contează. Dar ce, anunță ploaie azi? De aici nu contează. De ce nu contează? Tu pleci, nu? Mm-hmm. Ok. Și... Da, plecăm în vacanță, sper să fie soare, bine și toate, fără incidente. Nu vrem vacanțe cu incidente. Apropo, în Grecia au scos restricțiile, dar și că încă cer mască. Atât, nu? Cer mască da, și atât, nu? Interior. În interior. Oh, bine că nu în exterior.
Anul trecut la 50 de grade, dar nici n-am purtat-o. Și în avioncică, da, vedem noi. Dacă o să o ceară acum sau nu. Ai primit mesaj, nu? De la companie. Ok, hai că mergem la aeroport și ne vedem de acolo. Pa, pa! Later! Unde mergi? Greece. Te-ai întâlnit cu Maia? Ileu, ce faci? Bine. Te joci? De ce am putut? Because 25 minutes restricted. That means I have to stay here in the plane 25 minutes when we didn't even take off. And they told all the planes to, but there was a British Airways that just... Este o furtună și de aceea trebuie să așteptăm 25 de minute în avion, ceea ce nu este foarte minunat. Și zborul va fi de 3 ore. Am fost în aeroport, am mâncat și pe ultima 100 de metri am alergat la avion. Da. Și acum așteptăm. Avionul e cam plin așa. Ne-am pornit de acolo, stați voi. Thank you.
multe ore, nu? Am stat 2 ore în aeroport, în avion, în aeroport, în Gatwick. Nu v-a ales ISO. Dar am o față așa ciudată, nu? Obosită. Hai, ce o să aterizăm după 5 ore de zbor, 3 de zbor și 2 de stat în aeroport în Gatwick. Ci că de vreme urât, dar afară nu era așa urât, dar era foarte mare aglomerație și avioane trebuiau să aștepte de asta. Aveți cască în frungă, dar mă fac obosit așa. Și acum începe aterizarea. Ce? Why can't you do it? I did it upstairs in this bathroom. I thought you did it in my bedroom. Iată, voiam să vă fac un tur. Acolo este intrarea. Și aici este vila noastră și vreau să fac un tur. Și viul nostru. Îndată trebuie să răsară soarele. Este ora 6 dimineața. Și aici avem zona de barbecue. Wow. Aici avem șezlonge cu infinity pool. Scuzați acolo. Alaltă este intrarea în casă, pe acolo. Aici este zona de terasă. Da, e foarte liniște, doar păsărelele mai cântă. Neața. Ce? Ha? Nu te-am auzit. Da? Este ora 7 aproape. A răsărit și soarele. Dar noi am ieșit puțin afară că e cald, copiii încă dorm. Și am înțeles că astăzi o să fie 30 de grade. Și ieri am ajuns într-un final în Lefkada, după 5 ore de stat în avion și de zbor.
obositor zborul, că am stat 2 ore în aeroport în Luton, în Londra. Și apoi am fost până la supermarket și am venit acasă și era deja târziu. După ce am mai mâncat ceva, nu am ieșit în oraș ieri, dar o să ieșim astăzi, că era târziu deja. Și da, să facem puțină plajă, zic, astăzi de dimineață. Chiar e foarte liniște și frumos, vorbesc mai încet. Ai noștri dorm încă. Hai să vedem ce mai facem, nu? Este intrarea în casă. Să tragem plasa de țânțari. Nu sunt foarte mult, dar tot sunt. Asta este view-ul din living. Aici avem canapeaua cu masă. Așa arată. Și aici zona de televizor. Acolo este camera noastră și acolo sunt scările sus. Aici avem o baie. Să prindem bec cu puțin. Așa arată baie de serviciu. Să deschidem puțin geamul, zic. Așa. Și aici este masa, main dining. Și bucătăria, așa arată. Aici avem gem, sare, piper. Aici a fost gol. Aici avem oale. Echipată bucătăria cu fresh, aparat de fresh, Nespresso, pahare, farfurii, frigider. Și aici am avut o sticlă de vin din asta. Și cu sanitizer și cu chile astea. Da. Hai să mergem în camera noastră. Așa arată camera. Băieții, copiii sunt la piscină. Aici este zona de dulapuri. Așa, mai open space. Hai să vă arăt baia. Oh. Aici este baia. Așa arată. Eu sunt îmbrăcată de piscină. Și deja mi-am pus toate lucrurile. Skincare, make-up, toate. Aici sunt eu. Este lumina albastră aici. Aici este dușul. Toaletă, prosoape
Și voiam să vă arăt ce frumos arată gelul de duș și produsele astea. Făcute special cu numele vilelor în Londra. Noi am făcut duș și de asta sunt stropi. Așa. Să închidem becul, zic. Și aici este dormitorul propriu zis și noi avem view la piscină. Acolo este un televizor, o măsuță cu oglindă și eu sunt again. De asta se deschid și dăm la piscină. Și acolo sunt copiii și asta este o pânză de păianjen. Foarte fain. Sunt scări și este dormitorul sus, o să vi-l arăt mai îndată. Hei, ce faci? Bine! Cum e apa? Wow! See? Yeah! I'm gonna do a front A venit ora cinei și ăsta este outfitul meu de astăzi, rochea asta. O știți? Așa arată. Și în picioare o să iau sandalele alea de la Chloe. Și ochelarii ăștia. Stai să vă arăt că m-am cam bronzat puțin. Da, hai să mergem, zic. Sunteți ready? Good. Arătați cool amândoi. Să vă mai arăt o dată view, care e foarte frumos. Thank you.
Hello! Apa este foarte, foarte frumoasă și caldă așa. Tocmai am luat cina la restaurantul Taverna asta. Hello! Alex e acolo în spate. A apus și soarele. Acum mergem acasă cu un taxi și acum am zis să mă plimb puțin pe malul mării acum. Și după cum ați văzut, apa este foarte curată și frumoasă. Da. Tot m-am înroșit de la soare. Am folosit SPV, dar totuși tot m-am înroșit. Să vă mai arăt puțin marea, nu? Că pe mine mă vedeți destul. Da, uite și aia mov. Iată, și pomul ăla e fain. Calele. Așa arată casa. Noaptea. Și mare, foarte faină pe coare așa. Să văd cum miroase astea. I want to smell. Very nice. It's from the tree. Yeah. Good. Ha? Nu-i mai... Da. Good morning, guys! Este a doua zi de când am ajuns aici, în Lefkada, și m-am trezit azi dimineața la 6 dimineața, că nu știu, m-a trezit ceva. Și am făcut, după cum ați văzut, niște yoga cu stretching. Am făcut un duș și acum m-am îmbrăcat din nou la pijamale și am ieșit să văd răsăritul. Uitați-l acolo. Stai să văd, vedeți? Da, acolo. Și vreau să editez un vlog pentru duminică. Să vă povestesc despre ieri. Ieri am stat la piscină o mare parte din zi. Apoi seara, de fapt toată ziua. Apoi seara în oraș aici, la 30 de minute, noi de mers pe jos, 10 minute cu mașina, dar noi am mers pe jos și după am zis că luăm un taxi, dar nu am mai luat. Că era așa de frumos afară să mergi pe jos. Și acolo am mâncat la o tavernă, ați văzut, lângă mare, unde eu mi-am luat calamari, salata e salată, a fost bună, dar calamarii nu aveau sos, nu aveau nimic, nu prea mi-a plăcut asta.
Dar nu toată mâncarea a fost așa bună. O să mă mai uit pe Google să caut altceva zilele viitoare. Și după aia am venit, ne-am uitat la un film, Toscana. Dar e așa, nu m-a prins, ce să zic. Și pe la 1, cred, eu am mers la somn, eu am mers de fapt aproape penultima. Că alții au mers înaintea mea. Și copiii au adormit la 10, pentru că Alex nu și-a luat ochelarii de piscină, în piscină. Și avea ochii foarte, foarte roșii și curgeau. Sper să, astăzi să fie mai bine după ce a dormit. Chiar a fost prima zi, entuziasmat și de asta a stat toată ziua în piscină, a sărit în piscină și cu ochiarii, niște probleme acum. Și da, astăzi ne-am propus să mergem la un beach bar acolo, să facem acolo puțină plajă. Și după amiază o să avem musafir și barbecue. Cam atât. O să filmez unele activități. Da, seama că nu pot să filmez când stăm 4 ori la plajă. Dar vedem, mai veniți cu noi, nu? Bine, ne vedem mai târziu. Mergem la un beach bar. Și asta este ținuta mea de plajă. I'm going to get this one, the gray one. Hi. Favor. Can you do me a favor, Alice? Will you take me to your school? I want to start school again. Will you? I live in London. Yes, I'm coming to London. He speaks already English. So yeah. Yeah. Will you take me to your school? Will you come in the same class? Will you? Can you do that for me? No? Why? What's funny? You're grown up. Me? No, I'm still a kid. Oh, no way. Am I grown up? No. I can't. You just do me a favor.
sandwich. Și burgerul ăla arată fain. Hello! De ieri, dar astăzi mergem la Waterfall Nidri, la o cascadă frumoasă și foarte frumos aici în pădure. Avem de mers 400 de metri de unde ne-a lăsat taxiul până la cascadă. Da, foarte frumos. Și după aia mergem la un beach bar și după aia mai vedem ce facem. Haide să vă arăt aici natura. Thank you.
știu. Mare prin Nidri și am văzut vasul de croazieră care o să mergem mâine. Toată ziua o să mergem mâine în Kefalonia și pe trei plaje și în două destinații, pe două insule. Și acum suntem aici la taverne, foarte frumos, foarte multe taverne. Îmi place. Și am outfit-ul ăsta. Hai să vedem ce mai facem.